Doamna Nuții! Și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Luați dumneavoastră tortul, vă rog. Asta iau eu felicitare acum, mare drag. Dumneavoastră șampania. Să rămână, mulțumesc. Și o dau acum? Și fericirea, când doriți. Mulțumesc, mulțumesc. Bănuiesc că știți de la cine este cred surpriza. Că de la fata mea, nu? O să vă citesc și câteva rânduri. La final. Și avem și o surpriză muzicală, după care vă citesc felicitarea. Din depărtare, cu miros de sărbătoare, cu miros de pânicândă, doar părinții ne așteaptă. Ne-așteaptă cu drag și dor, măcar pe la sărbători, mă. Că mereu grija ne-o poartă, sănătoși ca să ne vadă. Scumpii dragii mei părinți, bun la suflet și cu minți, mă. Eu mă rog de sănătate, să fiți cât mai mult aproape. De-ai părinții lângă tine, ești cel mai bogat de lume. Nu-i lăsa cu dorul poartă, că n-o să-i ai viața toată. O viață hămați la plug, cu greu mare ne-au crescut, mă. C-au răbdat anul și grei, scumpii dragi părinții mei, mă. Viață, cât mai trăiesc, n-am cum să vă mulțumesc. Fiindcă grija de părinte nu se măsoară în cuvinte. Scumpii dragii mei părinți, bun la suflet și cu minți, mă. Eu mă rog de sănătate, să fiți cât mai mult aproape. De-ai părinții lângă tine, ești cel mai bogat de lume. Nu-i lăsa cu dorul poartă, că n-o să-i ai viața toată. Noi vă mulțumim din suflet. Cu mare drag, puteți să suflați în lumânări și să vă citesc și câteva rânduri. La mulți ani, scumpa mea mămică. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, fericire și să ne bucurăm cât mai mult de prezența ta.
Te iubim nespus de mult, ești cea mai bună, grijulie și dulce mamă și bunică din lume. Te iubim infinit. Dana, Florica, Manuel și Mateo. Vă mulțumesc din tot sufletul. Dacă vreți să le transmiteți ceva, puteți da. Să... Bun, vă mulțumesc. Mulțumesc.